Bun găsit la SmartNet! Google a lansat recent un nou telefon din seria Pixel A, aducând aproape toate funcțiile telefoanelor sale de top la un preț mult mai accesibil, inclusiv cele mai noi trucuri AI, precum și noua cameră. Colega mea, Iuliana, ne va povesti mai multe. Bun găsit! Google a revizuit un pic designul telefonului, dându-i o formă mai rotunjită, în special la colțuri. Ecranul este un OLED de 6,1 inci cu o rezoluție de 1080p și o rată de refresh de 120 de Hz. Panoul frontal al Pixel 8a este realizat din aluminiu și este acoperit cu Gorilla Glass 3, iar cel din spate este fabricat din plastic și are un finisaj mat. 8a este evaluat IP67, complet rezistent la praf și la o scurtă scufundare în apă puțin adâncă. Pixel 8a utilizează chipul Tensor G3 de la Google. Acesta este suficient pentru a rula Gemini Nano, AI-ul optimizat pentru mobil de la Google. În prezent, Gemini Nano vine cu câteva funcții care pot fi accesate offline, fără o conexiune la internet. Acestea includ excelenta funcție Circle to Search, traducerea și transcrierea în timp real, filtrarea apelurilor și funcțiile anti-spam, plus accesul la chatbotul Google Gemini. Durata de viață a bateriei este ok, dar este departe de a fi impresionantă. Pixel 8a promite până la 35 de ore între încărcări. Cei care petrec toată ziua pe 5G folosind instrumente care consumă multă energie, cum ar fi hărțile, ar putea avea nevoie să-l mai încarce între timp. Una dintre cele mai mari îmbunătățiri pentru Pixeluri în acest an este extinderea suportului software pentru 7 ani de la lansare. Pixel 8a este echipat cu două camere, una principală de 64 megapixeli și o cameră ultra-wide de 13 megapixeli. De asemenea, Pixel 8a vine cu funcții noi precum Magic Editor și Best Take dacă vreți să vă jucați sau să editați fotografiile folosind un AI generativ. Best Take te ajută să faci fotografii de grup în care toată lumea arată bine, combinând fețele din mai multe imagini într-o singură fotografie cea mai bună. În final, se vede că s-au făcut unele compromisuri pentru a atinge un preț mai mic. Chiar dacă nu există o îmbunătățire semnificativă a performanței camerei, așa cum am văzut în anii trecuți, Pixel 8a reușește totuși să compenseze în alte moduri. Multitudinea de funcții AI și cei 7 ani de suport software. Aici putem adăuga și ecranul mai luminos, durata de viață a bateriei îmbunătățită și designul, care fac din Pixel 8a un telefon atractiv.